Bine v-am regăsit, prieteni, ne pregătim pentru un nou meci din Liga 1, așa cum v-am promis. În această seară discutăm și pariem pe partida dintre FCU Craiova 1948 și Rapid. Eu sunt Andrei Dumitru și alături de mine este, ca de fiecare dată, Bogdan Socol, realizatorul emisiunii Un Pont pe Zi și totodată expertul site-ului pariuri1x2.ro. Te salutăm, Bogdan, mulțumim pentru prezență! Salutare, Andrei, salutare tuturor. Hai să facem bani, cum se spune. Uite, să pornim în forță și cu cota noastră care ne-a consacrat, cota 5. Pentru acest meci aș paria, aș avea ca sugestie de un prim pariu, acel la casa pariurilor, acea combinație egal sub 2,5 goluri și sub 9,5 cornere, cotă 5,25. Bun, foarte, foarte bună cota, adică oricum de X și de sub 2,5 goluri, să zic așa, n-am nicio emoție. Poate la cornere, dar acolo nu poți să le controlezi, știi? Dar merge cu toate că în ultima etapă Craiova a avut 6 cornere, Rapidul doar 3, așa că la asta m-am gândit. Era și varianta peste 9,5 cornere, dar era cotă de 7,50, da, deci mult mai mare. E riscantă, practic. Și asta spuneam, adică la cornere chiar nu pot să le controlez, pentru că am văzut și duminică, atunci când am făcut ultimul nostru live aici pe canal, am văzut la farul cu FCSB, aveam vreo 6-7 cornere încă din prima repriză. Da, așa de asta spun, adică e totuși, sau am văzut meciuri din Champions League cu câte 3 cornere în tot meciul, 4 cornere. Stai, Real Madrid în atâtea meciuri a avut maximum 2 cornere, adică... Dar sunt echipe de cornere și sunt echipe care nu, jocul lor nu conduce la multe lovituri de colț. Până la urmă trebuie să ne raportăm și la acest lucru, dar eu cred că, nu știu, e un meci în care nu vom vedea multe lovituri de colț și merg pe o remiză și de regulă pe un meci echilibrat, deci și nici nu multe goluri, pentru că nu cred că este cazul. Păi, da, ți-am zis că și eu mă aștept cam la același lucru. Hai să trecem acea cotă de 5,25. Deci Rapid să... Nu Rapid să câștige. X sub 2,5 goluri și sub 9,5 cornere. La mine e 5,75 acum. Mai fi crescut, uite, excelent. La mine... Dacă e mai mare, cu atât mai bine. Bun, păi hai să o punem așa, cu cât să zic eu, cu 20 de lei. Ia uite, 115 lei. Ce frumos arată. Bine, eu aș fi pus și 50 dacă mă întreb, dar hai să... Da, e totuși destul de riscant, dar oricum am face un profit foarte frumos. Bine, hai uite să punem 30 de lei. 172 de lei. Uite, deja Darius a alăturat emisiunii noastre, live-ului nostru și ne scrie, eu zic că Rapid o să câștige cu 1-0. Să vedem. Numărul de goluri e bun pentru noi. Da. Mai puțin deznodământul, dar... Hai, dacă o bagă și FCU Craiova odată, chiar nu ne supărăm. Exact. În rest, pentru prima repriză, nu știu, zic să... Uite, să ne uităm pe oferta de la... Da. Și oricum, dacă e să așteptăm să înceapă și partida, momentan văd că nici n-au ieșit echipele pe gazon, deși este fără 7 minute, destul de... De târziu, probabil se întârzie startul partidei și în urma acelor mișcări de marketing, să spun, am văzut că jucătorii celor de la FCU Craiova au pregătit câteva surprize pentru
fanele prezente în tribunele arenei, așa cum au făcut și dinamoviștii la partida de mai devreme. Jucătorii lui Flaviu Stoican le-au oferit câteva flori fanelor de pe stadionul din Ștefan cel Mare. Cei drept n-au fost foarte multe, am văzut că doar vreo 2-3 fete au primit flori și apoi una dintre ele a fost ceva mai norocoasă și a primit un buchet întreg pentru că n-aveau cui să le dea. Și apoi, cumva, cei de la Șemț au întors cadoul dinamoviștilor oferindu-le trei da. Flori în poartă. Asta s-a întâmplat. Că tot văzusem tot felul de comentarii că acum gata, Dinamo își revine, că o să obțină rezultat bun cu Șemț și chestii de genul acesta. Nici gând. Da. Acum, dacă lucrurile merg tot așa, Dinamo se va salva doar pentru că Clinceniul și Mediașul stau mai rău decât cei din Ștefan cel Mare la aproape toate capitolele. Nu pentru că ar fi vreun merit sportiv, să spunem, al celor de la Dinamo, pe valoarea echipei propriu-zis. Nu, nici gând. Bineînțeles. Dacă... Zi. Da, deci nu... Nu, asta voiam să spun. Uite, ne salută și Cătălin Roșu, Cosmin Macovei care spune X final, Doamne ajută, și Rafael 25 care ne salută și el, salutare. Uite, ies și echipele de la vestiare în cele din da, urmă. Da, destul de târziu. Văd că s-a... suspendat temporar și plasarea pariurilor la Casa Pariurilor, să vedem când va fi din nou când va fi din nou disponibilă. Stai puțin că nu înțeleg aici. În fine, nu n-am înțeles exact. Mi-a apărut să semn că meciul s-a terminat sau ceva de genul ăsta. Dar încă văd că sunt blocate. Da, probabil acum se mută de pe pariurile pre-match oferta și se duce către pariurile live. Probabil. La asta mă gândesc. Oricum, legat de ce spuneai tu mai devreme cu Dinamo, da, așa este. Până la urmă să nu uităm că au fost 3 meciuri destul de ușoare pentru Dinamo. Acelea în care n-a pierdut, pentru că despre asta era vorba, de asta tot spera lumea că Dinamo își va reveni, pentru că avea 3 meciuri consecutive fără înfrângere în Liga 1. Nu știu acum, nu sunt sigur, dar probabil este cel mai bun parcurs din actualul sezon. Cu 3 meciuri consecutive fără înfrângere, nu cred că a mai avut Dinamo. În fine, oricum seria s-a încheiat și n-aveam oricum nicio speranță de la acest meci pentru Dinamo. De altfel am și recomandat pe canalul meu de YouTube o cotă excelentă de 1.50 la X2 și 0.4 goluri. N-am avut emoții deloc, pentru că Sepsi e echipă puternică, am văzut, s-a impus fără emoții cu 3-1, să nu uităm că și Intura a câștigat cu 4-1. Și acum, așa cum spuneai și tu, Dinamo beneficiază și de problemele financiare care sunt la Gazmetan și la Academica Clinceni. E o conjunctură, până la urmă. E o conjunctură favorabilă în momentul actual. De altfel, cele două se întâlnesc chiar în această etapă. Va fi un meci foarte interesant la Clinceni. Da, exact. Uite, văzusem mesajul lui Rafael 25, spune la acest meci am jucat peste 8,5 cornere la cotă de 1,75, cred că se termină egal. Pe atunci să fie fix 9 cornere. Fix 9, da, să fie al 9-lea așa, să vină spre final așa, să n-avem noi emoții, chiar dacă și Rafael îți garantăm că un pariu câștigat așa pe ultima 100 de tri, îți aduce o satisfacție mult mai mare decât unul, nu știu, câștigat... Așa mai din timp. Deci, uite, întreabă Cosmin pe ce durată este exclusă Rusia din fotbal. Nimeni nu spune exact, contează și banii din Rusia. Da, contează. Păi, este exclusă probabil cât timp există acest conflict în Ucraina. Adică în momentul în care, dacă Rusia, să spunem, ar opri mâine intervenția armată în Ucraina, sunt convins că naționala Rusia ar putea să joace în barajul pentru Cupa Mondială. Altfel, cât timp continuă acest război,
E de la sine înțeles că această suspendare se va menține. Acum rămâne de văzut cât presupune asta. Da, ultima dată când vorbeam noi aici pe live, adică acum două zile, nu se luase această decizie. În cele din urmă, echipele din Rusia și, evident, și primele reprezentativele Rusiei au fost eliminate din toate competițiile de fotbal, inclusiv din alte sporturi au venit sancțiunile pentru Rusia. Da, toate activitățile sportive, Rusia, oriunde era implicată din punct de vedere sportiv, a fost exclusă în mod firesc. Spuneam că, bine, Andrei, știi ce a fost interesant? Cumva această decizie a FIFA, în primul rând, a venit ca urmare a faptului că cei de la de Federația Poloneză practic a anunțat că refuză să joace împotriva Rusiei cât timp există acest război. Adică, știm, noi vorbisem acum două zile, FIFA a vrut cumva să vopsească leopardul, cum s-ar spune, adică nu fie Rusia să joace pe teren neutru, să nu le cânte imnul, dar să fie aceeași echipă. Păi nu, în sine nu era afectată prea mult Rusia, efectiv, sau sportivii săi. Da, ulterior au apelat la aceeași decizie și alte federații importante din fotbalul european, cum ar fi Anglia, Danemarca, Finlanda și probabil ajungându-se în această situație, au luat și FIFA și UEFA decizia de a scoate Rusia din fotbal. Da, așa este. E până la urmă o decizie firească din punctul meu de vedere, cum s-a întâmplat până la urmă și cu Iugoslavia 92. Asta este situația. Chiar dacă sportivii aceia nu au efectiv vreo vină, dar în orice decizie politică sunt și victime colaterale și a fost și scuză-mă puțin, au fost evenimentele de la Jocurile Olimpice din 80-84, când politicul a decis ca să-și retragă sportivii, adică Rusia, URSS-ul nu a participat la Olimpiada de la Los Angeles. Ce ocazie aici pentru Craiova! Jutul lui Baus a respins, va fi lovitură de colț. N-a început bine din punctul ăsta de vedere meciul. Dar altfel, în 80, americanii au boicotat Olimpiada de la Moscova, iar 4 ani mai târziu rușii au întors favoarea, să spunem, în ghilimele, la fel ca și alte țări comuniste, precum Cuba sau, nu știu, China. Și asta a dus la un număr imens de medalii câștigate de delegația noastră, una din ținele țării comuniste care au participat la Jocurile de la Los Angeles. Deci politicul oricum influențează orice s-ar spune. Bine, ce-ai drept, atunci aveam și sportiv și stăteam foarte bine la toate sporturile. Așa este, era o altă, parcă o altă epocă. S-a întâmplat acum 100 de ani. Nu acum 30 de ani. 40 doar, 40, da. E cam de atunci, de când am venit eu pe lume, de atunci. Cam asta e, da. E neplăcut, evident. Altfel, Andrei, uite, la cum a început jocul, neașteptat de bine pentru Craiova, văd. Aș putea îndrăzni să punem următorul gol Craiova. E o cotă de 1.95. Păi, după aia, ca să meargă totul bine, ar trebui să se termine un 1-1. Da, păi știi că 1-1 este scorul înregistrat în 4 din ultimele 6 meciuri ale Rapidului. Bine, dacă mă puneai să-ți dau un scor corect la acest meci, fix pe 1-1 m-aș fi dus. Așa am zis și eu în emisiunea de ieri, așa am prezentat ca scor corect 1-1, cotă 6, am văzut.
am spus, 4 din ultimele 6 jocuri ale Rapidului s-au terminat cu 1-1. Deci, da, aș zice că aici dă Craiova un gol la cum a început. E prea, știu cum se spune, e prea pe 1,95 este cota. Da. Hai să punem așa. Următorul, deci următorul gol. Da. Bun. Chiar mi se pare o cotă foarte bună. Zi, te rog. Ne întreba Gabriel Bădescu ce zice de semifinala Milan-Inter, dacă ar merge GG. Da, ar merge. O să facem și un bilet pentru meciurile de la 10, că avem Milan-Inter, avem Nice-Versailles în Cupa Franței. Da, de această dată nu ne mai încurcă ora partidei din Liga 1 și apucăm să facem. Avem meciuri în Premier League, în Cupa Angliei, da. Sunt meciuri, pe care putem să pariem. Deci, eu la Milan-Inter, da, ar merge un ambele marchează sau poate chiar mă gândesc la o victorie sau o calificare a Milanului sau 1x. După 90 de minute Milan să nu piardă în timp regulamentar. Da. Văzutem o cotă cam de 1.63. Mi se pare că traversează o perioadă dificilă Interul. Din păcate din nou corner. Da, e adevărat. Acum să vedem, Andrei, că na, a început. Bine, înțeles, așa, să nu dar uităm nu... că suntem pățiți. Am avut perioade de 30-35 de minute în care n-a fost niciun corner în o grămadă de meciuri. Exact. Sau și prietenul nostru de pe live-ul de duminică, să nu uităm, mai avea nevoie de un corner în meci. Era minutul, cred că, 60. A venit cornerul câștigător prin minutul 90. Deci la cornere exact, se exact. Pot schimba foarte multe, se pot întâmpla foarte multe. Uite, Gabriel Bădescu zice că e tur retur. Păi da, Gabriel, păi și ce? Dacă e tur retur, tot trebuie să meargă cineva mai departe, nu? Mai ales că Inter da. Traversează o perioadă dificilă, așa cum ziceam. Are multe rezultate surprinzătoare și neplăcute în același timp pentru suporterii săi. Multe înfrângeri, multe remize. Și asta se simte și în clasament. Vom vedea ce se va întâmpla. Vedem când ne apucăm să pregătim și biletul pentru partidele din această seară. Momentan este minutul 8 la FC Universitatea Craiova cu Rapid. Ei bine, prieteni, vă invităm să rămâneți alături de noi până la finalul acestei partide, pentru că vă vom arăta în timp real fazele importante din acest meci. Să sperăm noi că nu vom avea parte de multe goluri, dar în același timp să sperăm că vom avea parte de multe ocazii, astfel încât să avem ce să vă arătăm. Și fusese o fază importantă. De asemenea, nu uitați să apăsați pe butonul de like, prieteni, dacă apreciați tot ce facem noi aici. Și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Telecom Sport România, activând totodată și clopoțelul de notificări. De asemenea, aveți în descriere link-uri care vă duc direct către canalele noastre de YouTube. Andrei Dumitru, Bogdan Socol, dacă vreți să ne cunoaștem mai bine, să discutăm mai multe despre fotbal, despre sport în general, vă așteptăm acolo, prieteni. Uite, avem și Mihai 80 alături de noi. Salut, băieți, bine ați revenit și mult succes cu pronosticurile. Din păcate conduc, nu vă pot vedea, dar vă pot auzi. Când ajung acasă voi scrie și pronosticurile mele. Bun, mulțumim frumos, Mihai, pentru urări. Drum bun îți urăm și noi ție, te așteptăm cu pronosticurile, te așteptăm cu biletele câștigătoare, așa cum ne-ai obișnuit. Și zice și Gabriel Bădescu, da, așa este, dar GG-ul este ideal. Da, mi se pare și nou un pronostic bun, realizabil, chiar cu mari șanse de reușită, așa că dacă l-ai pariat îți dorim multă, multă baftă și ție, Gabriel. Pentru prima repriză să încercăm ceva, Bogdan? A, zici să avem un... Da, ok, că acel pariu cu primul loc, Craiova, poate să fie valabil și în repriza a doua, ai dreptate. Putem să mai încercăm Să vedem
sub 1,5 goluri, o cotă 1,19. Da, e firesc să fie o cotă atât de mică. Micuță, da. Hai să vedem ce mai... Sub 0,5, cotă 2,04. Nu, uite, era în prima repriză că dă Craiova măcar un gol, e cotă 2,54. Da, destul de, de riscant. Deci asta e. Acum, stai puțin, repriza, stai să vedem că mai mă uit aici. Oricum, ritmul să știi că e chiar foarte bun pentru sub 2,5 goluri cum avem noi. Hai să jucăm că se dă gol în prima repriză, e cotă 1,78. Dacă vrei. Zici tu să jucăm așa? Bă, și, sau dacă ai tu altă propunere? Nu, nu, mare am, da. Drag. Mi-e puțin teamă și de, și de acest tip de pariu. Dar hai să-l jucăm, să, să riscăm până la urmă și așa n-avem ce alt pariu să punem. Sau dacă vrei, uite, ca să avem, dacă vrei să mergem pe ceva mai, o cotă mai mare... se marchează între minutele până în minutul 35 să se marcheze un gol, e cotă 2.30 dacă tot vrei să să riscăm mai mult, nu știu, o cotă la mai ce? Mare să sau cum. Deci număr goluri între număr total goluri între minutele 0 și 35. Uite, peste 0,5 goluri, cotă 2.37 în acest moment. Adică să se marcheze în următoarele 23 de minute. Da. Ori dacă nu în prima repriză să se marcheze un gol, eu cotă ai mult 1.70. Hai să punem pe aia așa cu gol în prima repriză. Ok, hai Andrei. Păi... Îmi place că joci mai, mai la da, da, așa, da. Mai la siguranță. Deși tu ești, deși tu ești mai tânăr și ar trebui să fii poate mai așa deschis riscurilor, mai da. Așa mai deschis către riscuri și mă rog, pariu mai așa, văd că tu ești mai cel mai tipul mai, mai prudent, calculat da. Aici, ceea ce nu e că e bine, e bine și așa. Bun, pe aia că am pus și gol în prima repriză și acum așteptăm să vină un gol din partea Craiovei, ar fi de preferat în prima repriză, pe aia să egaleze și Rapidul și să se termine 1-1 și să bifăm noi așa frumos toate cele trei pariuri. Câte două coloane, zi, te rog. Uite, scrie Fotbalul Sportul Rege, Dani Lung, ne spune scor final 3-3 aici. Ne salută. Salutări, Dani. Da, ar fi nebunie, uai. Ia să vedem ce mai... uite, scria și Mihai 80, mă întreb când veți avea voi timp să discutăm despre fotbal în afară de live. Păi Mihai, când vrei tu? Aici se putea da penalti, dacă era VAR sau stai să mai văd odată reluarea, dar... Nu, mi se pare. Nu? Da, pare da, în da. Coaste. Sau în orice caz, dacă îl lovește în... în braț, mi se pare că era lipită mâna. Cel puțin prima oară mi s-a părut în mână și apoi în coaste, dar oricum noi nu avem VAR, așa că nu mai contează, știi? Știi cum se spunea pe timpuri, dacă nu a dat arbitru înseamnă că n-a fost. Da. Deci n-a ce să... Despre asta e vorba. Așa. Respingă balonul. Era ca un judecător. Oamenii este unul dintre cei mai periculoși oameni. Și asta trebuia să te conformezi, să o respecti și n-aveai ce alte comentarii să faci. Bun. Păi, ți-am spus Mihai, când vrei să discutăm în afara live-urilor despre fotbal, noi suntem deschiși în comentarii, deci, așteptăm pe Mihai. De fiecare dată răspundem la toate comentariile, în special la cele de pe canalele noastre de YouTube, așa că nu e nicio problemă. Uite, zicea... Asta spuneam că au început să ruleze deja și imagini din meci. Da, din n-au fost mari ocazii, dar sunt totuși ocazii și, așa cum v-am promis, prieteni, vi le arătăm și vouă, astfel încât toți cei care n-aveți acces la
un dispozitiv pe care să urmăriți această partidă sau n-aveți acces la un live streaming să urmăriți acest meci, noi vă vom arăta aceste imagini în timp real. Vă reamintim, dacă apreciați tot ce facem, nu uitați să apăsați și pe butonul de like. Și din câte înțeleg, Bogdan din nou ne-a făcut probleme YouTube-ul, că n-a trimis notificarea că am intrat noi în live. Probabil de asta am și avut acel start mai dificil cu numărul de vizualizări, dar poate între timp se pune pe picioare și YouTube-ul și ne va trimite și notificările da. Către urmăritorii noștri care și-au activat clopoțelul. Da. Sperăm să le trimită, să-i alarmeze, cum da. Se spune. Uite, zice și Under 7, am că marchează gazele cel puțin un gol la acest match. Păi ar fi extraordinar dacă ar marca gazdele acum în prima repriză Under 7, pentru că ne-ar ajuta și pe noi enorm un gol marcat. Dar... Uite, mai scrie Ridic aici, nu am TV din 14 ianuarie, îl salutăm și pe Alex Șuniță. Păi ne pare rău, Ridic, nu știu ce s-a întâmplat. Sperăm doar că nu l-ai aruncat pe geam după vreun pariu pierdut la o sumă mare de bani. Altfel, nu știu, am zis și eu că... Sau au mai fost cazuri de genul acesta. Da, știm foarte bine și acele filmări de prin Turcia cu televizoarele sparte. Da, exact. Oho. Hai să vedem lovitura asta de corner. Da, uite, încă un corner. Da, uite, trei cornere. Trei sau patru. Respingă balonul. Oana Auzai este unul dintre cei... Hai să nu ne alarmăm chiar așa. Până la urmă, și dacă sunt cornere. Ok, sunt trei cornere până acum după 18 minute. Nu e... Acum să vedem ce se întâmplă. În Singapore, azi am ajuns după un zbor de 14 ore. Săptămâna trecută vă urmăream din Huddersfield. Păi Mickey Mouse, așteptăm la următorul live să ne scrii, nu știu de pe unde, de prin Noua Zeelandă, din Papua Noua Guinee sau pe unde să mai fie, prin ceea Vanuatu, ce privește evident de alte pe rapid destinații de genul acesta, de prin insulele de astea, insule exotice de prin Tahiti, cine știe de pe unde, deci noi te așteptăm și la următorul live dintr-o altă destinație. Asta ți dorim dacă tot ai făcut acest periplu. Da, e călător mare Mickey Mouse. Da, da. Cine știe, poate face ocolul pământului în 80 de zile. Uite, Kiribati scrie Mickey Mouse, trebuie să văd unde vine Kiribati, uite, țară în Oceania, uite. Deci, pe lângă, uite, insulele Solomon, pe undeva de genul ăsta, frumos așa Mickey Mouse, deci, șuricelul cător, putem spune. Da. Uite... Ai apucat să Bun. Citești aici comentariile de la Alex Ionice și Rafael 25? Nu cred, nu? Alex, nu, da. Cu cele 14... După aproximativ două luni, păi asta înseamnă că a mai avut o serie cel puțin la fel de bună, nu? Cam asta înțeleg. Senzațional, da. Alex, a prins 14 bilete câștigătoare la rând, e incredibil. Felicitările noastre, chiar e senzațional. Ne bucurăm, felicitările noastre și ne zice și Rafael 25 la Inter Milan, dacă nu ne întreabă, e o afirmație. Spune Rafael că merge un peste 2,5 goluri, cotă 2. Da, merge încercat. Întotdeauna meciurile dintre cele două, în special în ultimii ani, au fost extrem de spectaculoase. Și uite, Bogdan, te întreabă fotbalul Sportul Rege dacă vei comenta semifinala din Cupa Portugaliei dintre Sporting și Porto. Nu știu să spun, Dani. Acum a început de vreo două săptămâni o perioadă cam aglomerată
pentru mine. Nu știu, să nu pot să-ți promit, meciul se joacă, dacă nu mă înșel, chiar la o oră când ar trebui să merg spre și spre studioul B1, pentru că meciurile în Portugalia, știi bine, sunt la ore mai înaintate. Da, e la 22:45. Exact, da, nu n-am cum se suprapune cu emisiunea și oricum în ultimele două săptămâni mi s-a aglomerat foarte tare programul. Acum nu știu ce, sunt cumva angrenat în mai multe proiecte, așa că oricum dacă n-aș fi fost, mi-ar fi fost imposibil la această oră. Pentru că fix la ora aia plec spre studioul B1. Uite, ne scrie aici Mickey Mouse că soția este singaporeză. Uite ce Alexioniță spune, cine caută găsește, acestea sunt câteva dintre cotele pentru jucătorii care pot primi cartonaș galben în derbiul Milan-Inter. Tonali 3.50, Chiesie 4.25, Brozovic 3.50. Da. Da, nu știu. Sunt foarte cote bune, Alex. Da. Acum, adică uite, de exemplu, cum e Răuță la Dinamo, păi poate există un asemenea tip de jucător și la Milan sau la Inter. Acum, sincer, nu știu, nu m-am uitat cu mare atenție la jucătorii care iau cartonașe galbene. În schimb, dacă tot am făcut live-uri pe meciurile din Liga 1, da, l-am remarcat pe Răuță, că n-are cum să rateze cartonașele galbene. Și de asemenea, din câte mi-amintesc, ne-au și recomandat la câteva meciuri prietenii noștri că să pariem că va lua Răuță cartonaș roșu și fix asta s-a și întâmplat atunci. Da, acum să vedem ce se mai întâmplă. Un meci, uite, minutul 23, 0-0. Așa suntem destul de bine, Andrei, cu pariurile dincolo, da, de toate. Da, ți-am zis, chiar chiar spusesem că n-am nicio emoție și la X final și la 0-2 goluri în meci, chiar am știut încă din stare că eu am mers pe un 1-1. Singura chestie era cu acele cornere, dar na, cum spuneam, acolo e loteria, adică acolo chiar nu mai ține de știință. Exact, acolo exact. E pur și simplu la noroc, așa cum e de cele mai multe ori și la loviturile de departajare, pentru că tocmai ce am trecut printr-o serie impresionantă acum două zile pe live la Liverpool cu Chelsea, din fericire am ieșit și noi câștigători alături de cormoranii lui Klopp, ne-am bucurat și noi pentru reușita lor, pentru că am încasat în urma victoriei de la loviturile de departajare. Și uite, ne zicea aici Hușanu Răzvan 3+, dar nu înțeleg la ce mei se referă, nu știu dacă se referă la derbiul orașului Milano sau la acest meci din Liga 1. Chiar n-am idee, dacă poți, Răzvan, să ne mai scrii încă o dată, așteptăm să clarificăm problema. Ridic, ne întreba Pescăruș pe ce program este meciul pe Telecom Sport și vezi aici imagini în timp real după ce se produc după ce se produc în meci la câteva minute. O să curg aici toate fazele. Sunt două dintre cele mai importante șanse de gol din această partidă, ambele în contur Bine, Craiovei. Bine, momentan cred că sunt aici și singurele, din câte mi-amintesc. Exact, așa este. Scrie aici Mihai 80, nu vreau să fiu răutăcios, Bogdane, nici nu-mi place să pârăsc. Întreabă-l, te rog, pe Andrei să spună de câte ori am propus să facem bilete împreună pentru weekend. Da, legat de, păi, zi, Andrei, de ce zicea mai devreme Mihai în legătură cu discuțiile despre fotbal.
Da, așa, de pregătit bilete e destul de greu, na, având un program foarte încărcat și cu Telecom și cu live-uri la Telecom și cu canalul meu de YouTube și cu site-ul meu și cu toate proiectele în care sunt implicat, e destul de greu să stau, să pregătesc bilete sau să discut. Doar că eu mă refeream și în comentarii, pentru că răspund de fiecare dată la toate comentariile pe YouTube sau în mesajele primite pe Instagram. Cei drept uneori răspund cu întârziere, dar de fiecare dată ajung să răspund. Așa că, prieteni, dacă vreți să ne auzim mai des sau să vorbiți cu mine și cu Bogdan, vă așteptăm pe canalele noastre de YouTube. Avem acolo în descriere linkurile care vă duc acolo către abonare. Și zicea... Ce așteptai... Arăta interesant pasa aceea, da. Da, chiar, chiar se ducea bine. Lasă că e timp, nu e nicio grabă. Sigur. Uite, zicea aici Dani Lung că la 21.45 ora Portugaliei, păi da, Dani, 21.45 ora Portugaliei, dar la 22.45 ora României. Nu, păi dacă ora Portugaliei, nu, dacă ora Portugaliei e 21.45, la noi e 23.45. Atunci e două ore între atunci și... e 20.45 ora Portugaliei, pentru că la noi m-am uitat acum, e la 22.45. Da, exact. Uite, la uite și mai este un meci tot în Cupa Portugaliei. Asta când este? E joi. Uite, miercuri să văd, dar așa știu că e, da, cum ai spus și tu, Andrei, ora României. 20:45 în Portugalia. Da. Așa ar trebui să fie. Uite, ne zicea aici Ridi că e mare fan Rapid și de asemenea e și abonat Telecom Fix. Păi ne bucurăm atunci. Ridic și multă baftă cu Rapidul în actualul sezon, multă baftă și în această seară să marcheze, să iasă acel rezultat de 1-1 pe care îl așteptăm și noi. I-am ales pe ei pentru că sunt la mijloc și sunt mai predispuși să faulteze, ne spune Alexioniță, legat de cotele acelea pe care le-a oferit la cartonașele galbene, Tonali, Chessier și Brozovic. Da, ai perfectă dreptate, Alexioniță, dar în același timp și fundașii, în special fundașii centrali, sunt predispuși să faulteze. Oricum ar fi, noi îți dorim multă, multă baftă și ținem pumnii să continui seria aceea impresionantă de bilete câștigătoare. Dacă ai ajuns la 14, hai astăzi să iasă și numărul 15 și 16, depinde câte bilete plasezi tu în această seară. Gabi Cepoi, te salutăm și noi, bine ai venit alături de noi, te așteptăm să ne dai câteva pronosticuri, câteva ponturi pentru astăzi, pentru mâine, cine știe, poate se inspiră și prietenii noștri de aici din ponturile tale. Pescăruș ne întreabă din nou pe ce program este meciul. A răspuns puțin mai devreme Bogdan Socol, Pescăruș, la întrebarea ta. Pe Telecom Sport este meciul, de asemenea este și pe Telecom TV, așa că, prieteni, dacă nu aveți cum să urmăriți la TV această partidă, vă invităm să intrați pe Telecom TV sau să rămâneți aici alături de noi, pentru că vom transmite în timp real toate fazele importante. Momentan am arătat două ocazii destul de măricele, aș spune, ale oltenilor. De altfel, acelea sunt și singurele ocazii care au fost în acest meci. Din păcate, Bogdan, patru cornere. Da. Un corner. Nu știu ce s-a întâmplat în această seară. Acum să vedem ce... Asta e, dacă nu... e să nu câștigăm, știi cum. Hai, e? Oricum, asta e, da, noi am încercat. A fost un pariu pus la distracție. Exact. Dar... Da, eu rămân optimist, Andrei. Și oricum, important este că
ne merg bine pariurile noastre de bază. Sperăm că au apucat să le parieze și prietenii noștri, adică sub 2,5 goluri și pariul cu X final pentru cei care au dorit să săriște așa pe o cotă ceva mai mare. În momentul de față la X final încă este o cotă foarte bună, prieteni, 2,66 este cota. Aceeași cotă o găsiți și la victorie FCU Craiova 1948. Deci 1 și X, ambele pronosticuri au o cotă asemănătoare, egală, 2,66, și Rapid București are la victorie 3,68. La cum a decurs până acum meciul, e de înțeles de ce este Craiova favorită. Să nu uităm și parcursul dezamăgitor, foarte modest, pe care l-au avut giuleșteni în ultimele partide. Uite, ne zice aici Gabi Cepoi, pronostic AC Milan-Inter în Cupa Italiei. Da, Gabi, te așteptăm. Dacă vrei să dai un pronostic pentru acest meci, da, noi te așteptăm. Orice fel de pronostic, orice fel de bilet ai, noi te așteptăm aici. Se anunță faza importantă sau se taie? Da, un șut. Aici un șut de la distanță, dar slab, da, așa, fără probleme pentru portarul Rapidului. Da, uite, ne-a dat și Mihai 80 o cotă de 20 pentru astăzi. Oh, astăzi, mâine și poi mâine încep cu cele 3 de astăzi. Burnley 2+, Servette 3+. Și Milan marchează. Bune, chiar foarte, foarte bune ponturile de astăzi. Burnley Leicester, da, cred că poate să iasă acolo 2+-ul. GG 3+, repriza secundă, ne spune Pescăruș. Probabil că la acest meci dintre FCU Craiova 1948 și Rapid. 1-2, scor corect, ne spune și Șoimu Marian. Po, FCU Rapid 1-2. Da, nu ne-ar ajuta prea mult. Hai să mai tăiem un gol acolo de la Rapid, să fie 1-1. Baftă cu biletele, mă duc să mă uit la Șefi Fără Limite, ne spune Alex Ioniță. Bun. Nu mai sunt la cuțite, acum sunt fără limite. Da, da, da. Hai că au depășit faza cu cuțitele, acum nu mai au nicio limită. Ah, ok. Au trecut la satâre, la iatagane. Bun, mulțumim oricum, Alex Ioniță, că ai fost alături de noi. Mulțumim și pentru like, dacă ni l-ai lăsat aici pe live-ul nostru. Și de asemenea, mulțumim și pentru ponturile și pentru biletele pe care le-ai oferit. Multă baftă îți dorim și noi ție și sperăm să încasăm împreună în această seară. Hai că avem 31 de like-uri, prieteni, dacă apreciați tot ce facem noi aici, nu uitați să apăsați pe acel buton. Așa ne ajutați și pe noi să ne distribuiem YouTube-ul cât mai mult și să afle cât mai multă lume de inițiativa noastră și în aceste condiții să ajungă și live-ul nostru pe cât mai multe dispozitive. Fie că vorbim de smartphone, fie că vorbim de tabletă, de calculator desktop, adică de laptop, de orice dispozitiv. Dacă n-aveți cum să urmăriți partida, prieteni, vă invităm să rămâneți alături de noi până la finalul partidei, pentru că, uite, noi ne ținem de cuvânt și vă arătăm fazele importante din acest match. Până acum, din păcate, au fost doar două faze. Bine, nici nu știu cum să zic, Bogdan, din păcate sau din fericire că n-am avut faze. Că noi avem totuși nevoie și de gol, dar în același timp parcă ne ajută și 0-0 ăsta. E adevărat. Practic la 0-0, ok, pierdem două pariuri, dar la 0-0 și dacă nu sunt multe cornere, mai mult de 9 în tot jocul, câștigăm. Deci nu e chiar ceva așa de privit cu, nu știu, cu reținere sau ceva de genul ăsta. Adică noi chiar putem să ne gândim că este un scenariu care ne ajută mult la pariul nostru. Uite, hai să vedem și faza asta. O, cum bine că n-am pariat până în minutul 35 gol, că pierdeam acum.
chiar dacă era cotă mai bună, dar până la urmă, Andrei, și 0-0 la pauză nu e, e foarte bine. Păi da, să zic, nici nu știu cum, cum să interpretăm, dacă rămâne așa scorul, dacă se marchează. Uite, ne întreba Under 7 până la ce oră ținem live-ul, până la sfârșitul meciului. Deci rămânem live până ce se termine meciul dintre Craiova și Rapid. Hai să vedem lovitura asta Craiovei. Să înțeleg că nimic, a, nu? A reușit să, să resping. Nu, nimic, nimic. Cred că este minutul cât? 37? 36 acum. Oh. Deci mai sunt vreo 10 minute, să zic, cu tot cu, cu prelungiri, cam așa. Cam așa, da. Sunt, suntem în grafic, Andrei, până la urmă. Da, vedem, vedem ce urmează să, să se întâmple. Dacă am prinde cota aia de 5.75 ar fi chiar senzațional. Bine, și dacă ne pică pariul acesta cu gol în prima repriză, să știi că n-ar fi imposibil să vedem următorul gol Craiova, să prindem acel pronostic și poate până la urmă să se egaleze și Rapidul, pentru că fix același dezdundăbând a avut și l-a avut și partida de sâmbătă dintre Dinamo și Rapid. Da, hai să vedem. De ce să, uite, eu sunt optimist, Andrei, ca de obicei, da. Ți-am zis. Așa e cel mai, cel mai important. Cotă 20, uite, Servet și Luțern 3+, ne zice Mihai 80, Anderlecht, Basel și Basel, Anderlecht și Basel se marchează în ambele reprize. Burnley 2+, Milan, Juve, Sociedad și Club Brugge marchează. Cota 36 este formată din această cotă de 20 pe care am citit-o, plus Bochum GG în Cupa Germaniei. Da, am zis și eu ceva mai devreme că cred în acest pronostic cu, cu GG. Da, uite, spunea tot Rafael 25 că tocmai a jucat acum cota 2 și 10 peste 1,5 goluri în acest meci. Dacă sunt maximum 2, e perfect, Rafael, că știi, știi, că știi și tu, câștigăm și noi. Uite, întreabă 777Z, ce galerii din România vă plac? Aici vorbim de, și de Liga 1 și de Liga 2. Nu știu ce să spun. Galerie. Înainte îmi plăceau cam toate galeriile, adică era, nu știu, simțeam altfel fenomenul fotbalistic. Acum, nu știu, parcă s-a pierdut mult din farmecul de odinioară. Ce-o spune unul care a trăit derbiurile alea tradiționale, Steaua Dinamo, Steaua Rapid, cu, cu mulți fani în tribune, era o adevărată nebunie. Vedeai cum vin galeriile pe stadioanele adverse, așa înconjurate de o grămadă de jandarmi, mii de oameni cum mărșăluiau prin tot Bucureștiul, din cartierul lor spre, spre arena rivalilor. Era și un pic așa de tensiune, chiar de teamă, până printre oamenii aia pașnici din, din cartierul care urma să fie, să fie gazda acelui derby, dar în același timp era ceva și sălbatic, dar și frumos în, în toată acea manifestare, pe care acum la noi nu o mai, nu o mai văd. Eu am văzut chiar în urmă cu 2 ani, chiar în perioada asta, deci suntem pe 1 martie, în urmă cu fix 2 ani veneam de la Belgrad după ce am asistat la derbiul dintre Steaua Roșie și Partizan. E, a, meciul acela mi-a amintit cumva de ceea ce se întâmpla la noi prin pe la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, atunci încă mai vedeam toată acea adrenalină la maximum în, în derbiurile bucureștene, cel puțin. Și am văzut apoi și de ce sunt capabili cei de la Petrolul,
în urmă cu când, după ce au revenit în prima ligă acum vreo 10 ani, cei de la Ucluj, au fost momente frumoase pe care le-am prins. Acum, din punctul meu de vedere, nu mai este aceeași, nu mai este același farmec. Chiar dacă vedem stadioane mai moderne, dar nu știu, cum spuneam Andrei și data trecută la ediția precedentă pe care am făcut-o, pentru mine vechiul Ghencea are un farmec pe care actualul stadion nu îl ajunge, nu-l atinge nici măcar la jumătate. Asta. Sunt perfect de acord și eu, și așa cum spuneai și tu de amintirile de pe Ghencea, nu știu acum dacă au fost primele meciuri pe care le-am văzut eu pe viu pe Ghencea, e posibil să le fi văzut pe fostul stadion Lia Manoliu, dar cele mai spectaculoase cu siguranță au fost pe Ghencea. Nu se poate! De ce să nu fie gol și e corner? Nu pot să înțeleg asta, Andrei. Dar nu înțeleg bauza de ce a mai întors-o acolo, că era... Cum e posibil? De ce să ne scoți banii din buzunar? Uite ce da, frumos. Dar putea să tragă la colțul lung acolo. Foarte frumoasă faza. Ia uite ce... Bine, deși cred că putea să se acorde penalti. Se putea, da. Oho, e penalti clar. Da. Acum văd. Ce e incredibil, feșnic. Da, aia e, uite. Zi. Acum făceam un joc de cuvinte că seara e un feșnic bun, dar văd că în cazul ăsta nu prea e. Hai să vedem contraatacul Rapidului, că na, dar nu se întâmplă nimic. Uite, m-a întrebat ce de aia dacă avem pronosticuri pentru meciul de astăzi. Păi am pariat mai devreme, chiar la începutul jocului, pe egal, sub 2,5 goluri și sub 9,5 cornere la o cotă de 5,75. Și m-am pariat Craiova dă primul gol și Andrei ce a mai avut, că se machează în prima repriză. Dar uite că ne-a scos banii din buzunar. Domnul Feșnic. Și Feșnic și Bauza, că putea să tragă acolo la colțul lung. Amândoi, exact. Da, corect. Da, uite, zicea și Under 7, ca galerii, CSA Steaua, Dinamo și Rapid au rămas la același nivel de ultraș. Da și nu știu, pentru mine au fost niște personaje care erau șef de galerie în anii 90, aveau niște, erau personaje așa, adevărate personaje în peisajul fotbalului. Uite, era Jean Pavel la Steaua, era Nicu Galerie la Dinamo și Constantin Mincea la Rapid. Erau niște, țin minte că erau invitați și la, mai erau invitați și la procesul etapei. Era altfel toată acea nebunie, nu știu, era, spun, erau și mai multă nesiguranță, era mai multă violență în același timp la meciuri, dar... Da, încă era fotbalul acela romantic și la noi în țară. Era, exact, era, înainte de 90, erau meciuri tari, erau fotbaliști deosebiți, dar în același timp nu zici că iar e corner, ba da. Hai că ne omoară cu cornerele înainte de pauză, ne ucid pariul. Da, exact cum ziceam, la cornere e loterie, dar n-avem ce să facem, Bogdan, nu vezi că zici că suntem blestemați cu cornerele astea. Când pariem peste, iese sub. Când pariem sub, iese pronosticul de peste. Da, asta spuneam. Asta mi-aduc aminte, că era după anii 90, a sporit factorul violență pe stadioane,
dar în același timp erau și alte, nu știu, un alt farmec în tribune și totodată pe teren nu mai spun. Deci cam așa, pentru mine ăla a fost etalonul pe care l-am văzut în fotbalul românesc, nu știu, momentul de apogeu din punct de vedere al spectacolului tribunelor. Apoi am văzut ce se întâmplă, de exemplu, în Argentina, unde acolo este, nu știu, o adevărată religie, felul în care oamenii aceia trăiesc fotbalul 7 zile din 7. Am văzut ce se întâmplă și în Serbia, înaintea și în timpul unui Steaua Roșie cu Partizan, și cumva mi-a amintit de lucrurile pe care le-am văzut și la noi, numai că acolo... Știi ce a fost, Andrei? Nu știu dacă ți-am povestit vreodată. Mi s-a părut cu ceva incredibil. Deci, înaintea meciului, cu vreo 2 ore, cu mai bine de 2 ore înainte de meci, veniseră tot felul. Era plin de forțe de ordine, jandarmi, polițiști. Deci, în parcul din preajma stadionului nu mai puteai măcar să stai pe vreo băncuță, deci nu trebuia să circul, nu putea să rămână nimeni pe acolo. Apoi, în timpul meciului, cei de la Partizan au dat foc pur și simplu peluzei, n-au intervenit jandarmii, n-a intervenit nimeni, după ce și-au făcut damblaua, cum se spune, cei de la Partizan, tot i-au stins focul. Cam asta este, cam asta se întâmplă în Serbia. Deci... Da, cu siguranță acolo este un fenomen cu totul și cu totul aparte, acest al galeriilor. Oricum, de-a lungul timpului s-au născut tot felul de materiale video impresionante, tot felul de filme, de documentare. Din câte mi-amintesc, era și o emisiune, parcă pe Discovery Channel, o emisiune despre galeriile de ultrași din întreaga lume, și în fiecare episod era prezentată câte o țară. Foarte, foarte bine realizat, da. Documentarul. Știu ce spui, uite, dar mai pot fi văzute pe YouTube. Există un canal de YouTube, Copa 90, Copa 90, da. Și chiar era un serial practic pe care el l-au făcut cu marile rivalități. Adică mergeau în inima celor mai Copa 90 Stories, acesta este cum ar veni serialul lor, și au mers, mergeau la fiecare, înaintea unui super derby în toată lumea, ei mergeau și filmau în rândul fanilor, în tribune, discutau și cu jurnaliști. Sunt clipuri care nu țin, nu știu, poate cel mult 50 de minute. Dar mi se pare că sunt și câteva episoade din România. Da, chiar a fost un meci rapid Steaua, dar dacă nu mă înșel, când cele două echipe erau prin ligile inferioare. Da, cred că în Liga 4. Da, așa, ceva de genul ăsta. Dar sunt destul de elocvente pentru... vă face o imagine despre toate rivalitățile din fotbal, cum arată în momentul de față. Noi avem, poate unii dintre noi avem și repere în anii, nu știu, în anii de apogeu ai fenomenului ultras, pentru că acesta a fost într-adevăr un fenomen pe care acum la noi nu prea mai nu se mai regăsește. Da, ușor ușor a început să dispară. Bine, până la urmă, na, noi ne pierdem și brandurile din fotbal, așa că n-ar trebui să ne surprindă că rămânem, da, și, exact, și fără galerii, fără suporteri. Lumea, e greu să mai vină la meciuri, pentru că, na, dispar brandurile astea importante, avem tot felul de scandaluri create fără rost și, așa cum am mai discutat noi aici pe live-urile noastre, toate aceste probleme îi fac pe oameni să se îndepărteze de fotbalul românesc. E păcat, dar na, dacă cei care pot lua aceste decizii nu fac nimic,
noi n-avem ce să mai facem. Uite, zicea aici Vali Mitrică, Bălan e cel mai slab din Liga 1 și Hușanu Răzvan întreabă dacă merită Cheșeru să fie titular. Da, din punctul meu de vedere, Cheșeru este cel mai valoros atacant din lotul FCSB-ului și cred că ar merita să fie titular, dar ne-am obișnuit cu toate aceste probleme din lotul FCSB-ului. De asemenea, chiar astăzi am citit parcă în ProSport câteva declarații surprinzătoare oferite de o persoană, evident sub protecția anonimatului, din cadrul staff-ului FCSB-ului, cum că Tănase ar fi sifonul lui Gigi Becali, în ghilimele, că Cheșeru este omul presei și vorbește foarte des cu presa și are oameni lui care îi creează diferite materiale speciale pentru a-l ajuta prin presă, că Meme Stoica nu mai știu ce face, sunt dezvăluiri surprinzătoare și până la urmă când citești aceste lucruri parcă nu te mai miră că FCSB n-a mai luat campionatul de 7 ani. Da, păi acum știi că nu este fum fără foc, se spune, și nu ar fi exclus ca măcar o parte din acele mărturisiri să fie și adevărate. Așa că oricum o parte cel puțin chiar cred că așa se întâmplă. Până la urmă, la orice echipă există anumite lucruri de genul acesta. Mă rog, mai mult sau mai puțin, sau la una la care lucrurile nu funcționează cum trebuie. Deci asta este situația. Acum, da. Ideea este să nu nici să nu mergem atât de departe, dar e ideea să rămânem cumva la undeva pe la mijloc, să ne păstrăm cumva echilibrul. Asta este cel mai important. Uite, întreabă Under 7 dacă se dau golul în repriza a doua. Să sperăm. Știu că el spunea că cei de la Copa 90 au fost la Rapid Steaua când într-adevăr erau în Liga a 4-a, sezonul 2017-2018. Andrei, facem da. Un bilet pentru meciurile de bineînțeles, Liseau. Uite, să-l salutăm și pe Marian Baja, care ne salută și el cu drag din Germania. Hai să ne apucăm de biletele noastre. Hai să facem treabă bună, ce să spune. Păi, hai să vedem. Începem cu Milan Inter, cu uite, avem imediat să intru și eu. Bun, am mers pe Casa Pariurilor pe oferta de pre-meci și acum căutăm Middlesbrough Tottenham, ce zici, un 2? Da, mi-e teamă, da. Serios? Middlesbrough cu Tottenham totuși, na, nu e... Da, mi-este teamă pentru că Tottenham mi se pare o echipă imprevizibilă, dar... uite, nu s-au afișat echipele de start pentru acest match. Dar hai să mergem. Trebuie, putem să mai așteptăm puțin până apar, că nu mai durează mult. Bun. Până păi atunci hai să... Uităm pe celelalte cote și da. Vedem. Hai să vedem, uite, la alt joc. Uite, avem Nice-Versailles, ce spui aici? Peste 2,5 goluri. Da. Merge asta, da. Cotă 1,67. Bun, l-am trecut pe bilet. Ok, mai avem Milan-Inter.
Uite, sau Peterborough cu Manchester City, să luăm aici. E, acolo avem echipele de start. Ia să vedem, noi joacă așa: Ederson, Cancelo, Ake, Diaz, Zinchenko, Gündogan, Fernandinho, Foden, Mahrez, Jesus și Grealish. Bine, Guardiola și asta, când vrea să bage rezervele. Cam astea sunt rezervele, adică. În afară de da, Cancelo și de Diaz, toți ceilalți nu pot spune că sunt titulari de bază. Sau uite, mai e un Gündogan care mai joacă. E, uite, e un pariu frumos aici, uite, tot o, cel mai popular combo, City câștigă peste 2,5 goluri și peste 9,5 cornere, cotă 2,05. Wow. Bun. Mergem pe ăsta? Stai să-l găsesc și eu. Imediat că acum mai încărcam o ocazie pentru prietenii noștri. Sezon, iată că nu este chiar așa, un balon mai devreme de care cuvânt. Să punem toate fazele importante. Așa, deci la City. Așa, pariul combinabile, cred că aici, nu? Cel mai popular combo este. Așa. Și avem Manchester City să câștige peste 9,5 cornere și peste 2,5 goluri. Oh, exact. Dar mi se pare o cotă chiar foarte bună. Păi, asta spun și eu. Da, chiar foarte mare. Nu știu de ce e atât de mare, dar poate și pentru că se bazează că, în general, echipele lui Guardiola fac posesie și nu prea au cornere. Dar da, merge încercat. L-am trecut pe bilet și avem 3-42 din două meciuri. Bun. Mai aveam, am zis, de Milan-Inter, poate. Mamă, un 3,95 deja cotă pentru Milan. Ce zici, mergem și pe meciul acesta sau? Păi da, mergem pe GG, pe peste 1,5 goluri, pe ce zici? Sau 1x? Vai? Ce? Putem merge pe 1x. Uite, hai să vede, uite, ok, hai că îți spun după aceea și echipa lui Tottenham, că a apărut pe contul lor de Twitter. Dar dacă vrei ne putem da skip, să spunem, acestui match. Milan-Inter, poate, na, e un pic e echilibrat, nu știu bin, cum a evoluat. Putem să-l sărim. Îți spun echipa lui Tottenham. Deci Lloris, Doherty, Romero, Dyer, Davis, Sessegnon, Højbjerg, Winks, Kulusevski, Son și Kane. Da, adică e echipa de bază. Am impresia că este fix aceeași echipă care a jucat și cu Leeds duminică. Sau sâmbătă. Da, cam oricum, apropiat. Da, exact. Păi, deci, hai să mergem pe Tottenham. Pe victorie Tottenham. Ar fi cazul să mai facă și ei ceva, pentru că... Păi, ei câștigă cu echipele, uite, au bătut-o pe Manchester City, l-au demis pe Bielsa, acum... uite, avem 5-55 din 3 meciuri. Perfect, asta este. Asta este cota. Mai era și un Burnley cu Leicester, dar lăsăm așa că e meci complicat, nu știu. Da, e foarte dificil acolo, dar sperăm să iasă 2 plusul pe care l-a jucat Mihai 80. Așa să fie. Uite și scria Răzvan Husanu, X pauză 2 final Milan-Inter. Da, dar noi mergem pe ceva mai sigur, mai
ceva ce ni se pare mai plauzibil. La Milan-Inter sunt scenarii, pot fi N scenarii, da, până la urmă, că e un derby. Și Interul poate să câștige, chiar dacă a pierdut meciul recent din campionat, așa că orice e posibil, nu ne putem nu putem risca chiar aici, chiar atât de mult. Așa este, uite, am pus și biletul nostru pe ecran, cotă 5,55, prieteni. Nice cu Versailles peste 2,5 goluri, cotă 1,67. Peterborough cu Manchester City, Manchester City să câștige peste 2,5 goluri în meci și peste 9,5 cornere. Și Middlesbrough cu Tottenham, 2 soliți, cotă 1,62. Cota finală a biletului este de 5,55. Mi se pare că arată foarte bine biletul acesta, Bogdan, și acum să vedem ce va fi, multă baftă să avem. Așa să fie, da. Încă suntem, să știi, în cărți și cu acea cotă de 5,75 la FCU Craiova cu Rapid. Sunt doar 6 cornere, deci hai că mai avem o speranță. Cine știe, poate rămân 9 în total, să mai fie încă 3. Hai să fie 9 cornere ca să câștige și prietenul nostru care s-a jucat peste 1,5 cornere, așa că să mergem așa. Culmea e că dacă pariam pe peste 9,5 cornere, era cotă de 7,50, dar atunci, adică cel mai probabil se întâmpla invers, să fie puține cornere sau să în repriza a doua să stăm așa, să ne rugăm de câte un corner, practic. Da, uite. Mă amuză ultimul comentariu primit. Nu știu de unde se trezesc oamenii ăștia să scrie. Dacă vă pricepeți așa tare la pariuri, de ce stați cu mami în apartamente de 2 camere? Da. Bun asta. Da. Bine, dar cine spune că stăm în în apartamente de 2 camere la mami acasă. Deci asta nu înțeleg de unde s-au tras concluziile astea. Da. Poate ne spui Dismas sau cum trebuie să pronunțăm acest user. Mulțumim Mihai 80 pentru ce ne-ai urat aici. Uite, scrie Mihai 80, aveți grijă la Boro, nu vreau să cobesc, Boro a scos-o pe Man United din competiție. Acum, nu fi acel giant killer din acest sezon al FA Cup. Sau, nu ne dorim noi să sperăm, fie. Da, să nu fie. Ca să nu ne încurce pe noi cu biletul, văd că începe acum și repriza secundă dintre FCU Craiova 1948 și Rapid. Hai, poate totuși deschide scorul Craiova și pe aia egalează și Rapidul și se termină un 1-1 frumos, așa cum așteptam noi încă de la început. Popovici, Florin, te salutăm și noi, bine ai venit alături de noi aici pe live. De asemenea, te așteptăm cu pronosticuri, cu bilete pentru partidele din această seară, dacă ai să ne oferi, sau pentru mâine seară, pentru că totuși urmează meciuri interesante și cred că avem pe ce să pariem. Ia să vedem echipele și la Burnley cu Leicester. Da, sunt echipele de bază. Oare să ne pregătim pentru retragerea lui Jamie Vardy, Bogdan? Pentru că n-am mai jucat de foarte, foarte mult timp, din 28 decembrie. Are 35 de ani deja. Da, dar totuși, ai bine, el are potențial teoretic. Acum ține și de, nu știu, anumiți factori. Bine, cu toate că și la 35 de ani te poți retrage. S-au retras alții și la vârstă mai Premier League, da.
mai ales ca atacant. E un campionat de 100, e foarte greu să mai faci față la vârsta aceasta. E adevărat, uite, ne întreabă aici Sami Grosa dacă mâine câștigă voluntariul. Eu aș zice că nu. E greu să cred. Cu toate, bine, e complicat așa, dar voluntariul, uite, n-a pierdut în 13 din ultimele 14 jocuri. Uite, chiar te invit diseară să vezi la miezul nopții un pont pe zi, să analizezi și chiar la începutul emisiunii acest meci. Voluntari cu CFR, dar totuși voluntariul nu prea marchează și dacă nu marchezi, mai ales când joci cu CFR Cluj, e foarte greu să câștigi sau, mă rog, să obții un rezultat pozitiv cu CFR. Deci cam asta este situația aici. Să da, vedem. Și mie uite, mai mie greu să crezi că va câștiga voluntar. Zi, te rog. Spunea Under 7, Ronaldo la 37, ce să mai zică, tot în Premier League. Și el, într-adevăr, parcă nici Ronaldo nu pare că nu mai face față. Cei drept nu-l ajută foarte mult nici echipa, că na, nu e cel mai bun lot al lui United. Nu știu, adică... Andrei, ți-am spus ca lot, dacă ar fi să joci manager, ți-am spus, am câștigat campionatul și cupa în primul sezon cu United. Da, Bogdan, da, aici e valoarea ta, se pare că Ragnic nu e de valoarea ta. Da, nu știu acum, n-a fost Solskjaer, n-a fost Ragnic, acum nu știu cât de... Oricum, omul a venit pentru a... o pregătit pe United până la finalul sezonului. Deci nu știu cât de mult poate fi vina lui. Oricum ceva rău s-a făcut înainte de a veni el. Așa că nici de data asta, incredibil. Uite, scrie aici Sandu Parizeta: are Iosif o tactică de tăie cu mâinile de creier. Cea mai mare palamă de antrenor se apără cu 9 jucători. Ce mai fi frică acum? Nu știu că oricum s-a dus totul. Și The Under 7 spune că Alot arată bine, United antrenor nu are. Și Mihai 80 spune de aceea l-am lăsat deoparte. Se referă la meciul Boro cu Tottenham. Nu știam ce să joc, chiar solist pe Tottenham. Nu-l joc, marș la Burnley de 2000 de lire. Câștigă orice repriză și a bătut Burnley cu 1-0. Da, fix meciul, eșecul intercalat de cele două victorii cu City și cu Leeds în deplasare. Da, fix acum o săptămână. Da, surprize cu Tottenham, cei drept. Ai și tu dreptate, Mihai. Da, e o echipă imprevizibilă pentru că, la fel ca și United, nu mi se pare că are un lot senzațional. Are o defensivă extrem de modestă și asta se simte atunci când joci în Premier League. Da, poți prinde un meci mare, să câștigi la City, cum s-a întâmplat acum o săptămână și jumătate, și apoi poți să pierzi la Burnley, pentru că știm foarte bine, în Premier League se joacă fotbal adevărat și echipele de la retrogradare pot oricând... învinge granzii din Anglia. Este un campionat extrem de puternic și tocmai de asta cred că Tottenham are aceste evoluții inconstante. Din punctul meu de vedere, Bogdan, Arsenal va prinde top 4, să știi. Nu pariez nici pe United, nici pe Tottenham. Da, nu știu, să vedem. Acum încă e de vreme, aș putea spune. Se mai pot schimba destul de multe în finalul sezonului. E destul de echilibrat în continuare. Să vedem. Mă gândesc totuși că, nu știu, acum Ronaldo, uite, acum va fi City cu United în weekend. Sincer, mă aștept la un rezultat bun al diavolului, paradoxal. Tot timpul United
cât de slab a jucat și cât de sus era City, United i-a cam încurcat pe cei de la City. Așa mă gândesc eu. Da, până la urmă să știi că e o situație asemănătoare cu ce s-a întâmplat și prin Liga 1, bine, exceptând actualul sezon. În rest, să nu uităm că FCSB și Dinamo în ultimii ani s-au întâlnit cu FCSB mare favorită, fiind pe locul 1 sau pe locul 2 în Liga 1 și Dinamo fiind undeva în a doua jumătate a clasamentului, și de fiecare dată au fost meciuri extrem de echilibrate. Dar, repet, singura excepție și totodată excepția care a întărit regula aceasta, putem zice, a fost actualul sezon, unde FCSB-ul s-a impus cu 9-0 la general. Adică n-au existat discuții acolo. Andrei, da, hai să mai pariem ceva, uite, în repriza asta. Hai să pariem că nu se dă niciun gol. Meci număr goluri 0-2-62. Deci să n-avem cum să prindem toate pariurile rămase. Păi avem că dă gol Craiova următorul gol, dar mă gândesc că putem încerca și un asemenea tip de pariu. Hai să-l încercăm. Sau dacă vrei, uite, hai. Eu acum am văzut că a mai fost un corner între timp. Putem face un alt pariu, dacă vrei, sub 0,5 goluri până în minutul 75. E o cotă de 1,58. Hai să o jucăm. Bun. Nu se dă gol până în minutul 75. Dar când acum zici că a fost corner? Nu știu când a fost cornerul, că na, probabil eram prins și aici, dar văd la statistică. Ok. Nu știu când a fost acel corner, de unde a apărut, dar... Dar să nu mai fie. Da, greu de crezut că nu vor mai fi... Câte? 3 cornere, nu? Da, 2 mai putem... Da. Uite, la asta m-am gândit, Andrei, în primul rând, că mi s-a părut mai... Am văzut că era cota noastră de 5 și ceva la sub 9,5 corneri, am avut de oscilat așa, și văzând și că nu au fost multe cornere în meciurile din etapa trecută, Craiova a avut 6 cornere, Rapidul 9, am spus că oarecum se păstrează tradiția. Bine, cei drept sunt încă în grafic, adică Craiova să mai, cum ar fi să fie 6-3 la cornere, ar fi fabulos să fie două etape la rând, Craiova cu 6 cornere și Rapidul cu 3. Nu. Da, și rămâne. Da, oricum, așa cum spuneam și la începutul partidei, am zis amândoi că pariurile noastre de bază sunt cele de sub 2,5 goluri și iată că drept dovadă e 0-0 minutul 56, deci am anticipat foarte bine acest meci și de asemenea mai mers noi pe un X. Acum că am pariat noi așa de distracție și ne-am dus să pariem 20-30 de lei și pe o combinație cu acest pronostic de sub 9,5, a fost altceva, dar pariurile noastre de bază acestea au fost. Sper că mulți dintre prietenii noștri au profitat de ele și că au pariat. Full time 0-0. Ne zice Tural Iliev 100% garantat. Și Under 7 zice să sperăm că nu. Uite, nu mai ții minte ce a jucat Under 7, de zice să sperăm că nu. A jucat că marchează gazele cel puțin un gol. Da, nu știu. Până acum Bauza a fost cel mai periculos jucător din... Da, exact. Din această partidă și din ce văd pe reluare-i corner. Dar Feșnic, uite, că ne ajută. Ne ajută și n-a dat corner. Să ne ajute acum, că
ne-a scos niște bani din buzunar în prima repriză, când trebuia să dea penalti pentru da, Craiova. Da, da, așa este, a fost penalti clar acolo, nu înțeleg cum de nu a dat. Da, n-a fost nimic nici în faza asta. Hai că suntem deja minutul 57, ușor, ușor ne îndreptăm către pariurile. Către victoria finală, se spune. Către ce? Către victoria finală. Oh, a dat gol rapid, incredibil. Ta. Ce să faci? Voituș. Da. Știi cum, împotriva cursului jocului sau cum mai sunt acele clișee. Da. E, uite, chiar așa este, acum chiar nu e niciun clișeu, acum chiar așa a fost. Ho, dar ce bâlbâiele acolo, ce și incredibil, ce gaf acolo a capitanului Olteinilor. L-a lăsat liber acolo pe Voituș. Liber, exact, are timp să prea, să-și așeze mingea. A strâns prea mult în centru, unde nu era cazul. Da. Oh. Fix când spuneai, Andrei, că uite că ne îndreptăm să... Știi, că spuneai tu că din păcate pierdem biletul atunci. Da, 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 da. Pe dos acum vine golul Rapidului, așa, împotriva noastră cumva. Mă rog, am pierdut biletul că nu dă, că nu se marchează, că ar marca cei de la Craiova următorul gol. Acum trebuie să dea Craiova gol ca să revenim în cărți, să vedem ce se întâmplă. Hai că ar fi prea de tot să avem toată seara fără niciun pariu câștigător. Acum, da, deși... După seara aia perfectă, n-am mai avut așa randamentul cel mai bun, cu toate că am avut ghinionul de a intra, de a începe transmisiunea și de a vorbi de pariurile astea dinaintea jocului, atunci când acele pariuri erau blocate la casa pariurilor. Da. Am mai avut cote de lângă asta să nu uităm că atunci când e vorba de pariurile pe meciurile acestea între echipe aflate în a doua parte a clasamentului, noi în general n-am fost foarte inspirați și cred că pe partidele disputate de FCU Craiova, dacă stăm să ne uităm așa pe niște statistici, avem cele mai proaste rezultate. Și aici mă gândesc și la acest meci cu Rapid, mă gândesc și la remiza albă din meciul cu Dinamo, FCU Craiova cu Dinamo, mă gândesc și la remiza de acum câteva săptămâni dintre FCSB și FCU Craiova. Deci această echipă a lui Napoli nu ne priește deloc. Da, 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 așa e. Uite, am văzut, acum am intrat un pic pe live score și am văzut că primul mesaj că live score nu mai afișează rezultatele din ligile din Rusia. Ah, nu văzusem acest mesaj. Acum am văzut în viitorul apropiat nu va arăta rezultatele din campionatul Rusia. Asta îmi scrie aici. Deci, ce să... Păi... Acum mă întreb, oare asta voiam să zic și eu, da. Vor mai afișa meciurile din Rusia? Fix la asta mă gândeam. Și eu văd că sunt probleme pentru portarul Oltenilor. Va trebui să fie înlocuit. Dar n-am văzut cum s-a accidentat. Da, nici eu, da. O să vedem. Of. Nu-mi place când nu ne ies pariurile, dar na, se mai întâmplă și de astea, că am tot zis noi de-a lungul live-urilor aici pe canalul de YouTube. Prieteni, trebuie doar să pariați de distracție, pentru că asta este cel mai important. Nimeni nu trăiește din pariuri și nu avem cum să încasăm pe bandă rulantă așa. Doar Alex Ioniță
Văd că e într-o formă excelentă și ne spunea mai devreme că are 14 bilete consecutive bifate. Uite, zicea Rafael 25 să vină Cornel, încă doi de cornei ca să iasă și biletul lui Rafael 25 și sperăm noi să rămână așa și la cornere și apoi să marcheze și Universitatea Craiova. Hai că se poate să vină golurile, zicea și Dani Lung. Minutul 63. Încă e timp, da. Da, mai e timp, Andrei, să nu disperăm acum. Da, bineînțeles. Să vedem. Așteptăm și noi, prieteni, să apară faza video la noi în serverele noastre, astfel încât să vă arătăm imaginile de la acel gol marcat de Rapid, de Voituș. A fost, din punctul nostru de vedere, o greșeală destul de mare în defensiva oltenilor, o greșeală a capitanului echipei. Din păcate pentru noi, pentru biletele noastre, fundașul central al oltenilor, și aici mă refer la Diallo, a strâns mult prea mult acolo în centru și l-a lăsat liber, l-a uitat undeva pe Voituș prin interiorul careului de 16 metri și în cele din urmă jucătorul Rapidului a marcat frumos cu un gol plasat. Uite, vedem, de altfel Diallo a fost și înlocuit, exact ce ziceam că este vinovat de acel gol. Probabil acum da. Napoli forțează egalarea. Pentru că nu e un rezultat tocmai bun pentru Craiova. Deși la cum a jucat în ultima perioadă nu-i văd pe Olten Bogdan să aibă emoții în privința retrogradării. A, nici eu nu cred că ar avea probleme de acest gen. Nu cred. Da, la... N-ar avea... De ce să fie la așa? Asta mă gândesc și eu. Nu cred că se pune problema de așa ceva. În momentul de față mă uit pe clasament și văd că Rapid este pe locul 8 și Universitatea FCU Craiova 1948 este pe locul 12. Gazmetan, Clincen, clar, ele vor retrograda, au probleme uriașe din punct de vedere financiar și, din câte am înțeles, nu se vor rezolva prea curând. Ar fi lupta acolo între CS Mioveni și Dinamo, pentru că FCU Craiova clar este peste ambele, la fel și Chindia mi se pare peste ambele echipe. Probabil Dinamo va ajunge la baraj, dar vom vedea ce se va întâmpla. Cert este că noi pe toată durata acestui sezon, prieteni, vă vom aștepta cu live-uri aici pe canalul de YouTube. Vom comenta împreună de fiecare dată și fusese o nouă fază periculoasă acolo. Bogdan, mai ai vreo idee pentru vreun pariu, ceva? Andrei, păi am tot avut idei, dar mai puțin inspirate până acum. Uite, din nou corner. Deci 8 cornere până acum. Ar trebui să mai avem un singur corner în meci. Bine, oricum, nu ne ajută nici da. Rezultatul de pe tabelă avem în momentul de față. De așa că... Da, da. Deci nu știu, mai așteptăm puțin. Hai să vedem ce mai avem pe aici prin comentarii. Îmi pare rău pentru biletele pierdute, dar vă țin pumnii să vă iasă celelalte, ne spune Mihai 80. Mulțumim frumos, Mihai, și multă baftă, Zorin, și ție cum biletele pe care le-ai pariat. Din păcate, din nou, corner, aoleu. Da, păi ce să mai, felicitările noastre, la fel 25, ai încasat, uite, exact ce-ți doreai tu ceva mai devreme, încă două cornere. Iată că au venit și întreabă Clau ce mai pariem dacă vine războiul. Da, bună și întrebarea asta. Uite, stau și mă gândesc dacă
sau când s-au întrerupt primele competiții sportive în timpul celui de-al doilea război mondial? Cum, când da. S-au întrerupt? Când sau? S-au întrerupt, adică în 39, din câte mi-amintesc, au avut loc competiții. Da, au mai fost. Și în 40, cred. Au mai fost, exact, în anumite țări, evident, care nu erau implicate în război sau, mă rog, nu era țara implicată, adică țara nu erau lupte pe teritoriu. Da, au mai fost competiții, dar atunci oricum, jocurile olimpice au fost anulate, că trebuia să se dispute în 40 și nu s-au mai desfășurat. Bine, ce vă rău, Andrei, că în urmă cu 2 ani s-a anulat, cam în perioada asta s-a anulat ediția de jocurilor de la Tokyo din cauza COVID-ului, așa că despre asta e vorba. Da, așa este, deci așteaptă și primește Rașilie. Perfect. Să sperăm că nu ne vom întoarce flanc acolo la perioada aceea în care pariam pe Nicaragua. Da, bine, acum nu cred că ar mai fi cazul să mai pariem pe campionatul Belarusului, că na, și Belarus e acolo în zona de conflict. Da, așa este. Exact. Deci nu cred că nu vom mai avea nici măcar Belarusul pe care tot pariam noi. Și cam atât îmi amintesc. Nicaragua, Belarus, cam astea erau, hai nu acum, dar de astăzi în... Mai erau Counter-Strike-ul, erau... Că tot văzusem acum, chiar că recent, o glumă pe Times New Roman vis-a-vis de acele imagini difuzate de Antena 3 din joc și cei de la Times New Roman spuneau că au difuzat imagini din StarCraft și în loc de ruși sunt zergi sau ceva de genul ăsta. Fabulos, da, am văzut, da. Am văzut. Da. Da, chiar acum vedem și noi goluri marcate de Voituș, exact cum vă spuneam, prieteni, iată, o greșeală destul de mare a lui Diallo, a strâns foarte mult acolo în centru și l-a lăsat liber pe Voituș. Din păcate, pentru toate biletele noastre, destul de greu acum să mai marcheze Craiova, dar sperăm să se întâmple așa, pentru că să nu uităm, Under 7 are și el gol marcat, Craiova, noi încă suntem în joc, nu Bogdan, cu cornerele? Încă mai suntem, adică încă mai suntem în viață, așa, la limita subsistenței, cum s-ar spune, mai avem, nu știu, resurse de oxigen, așa, cam 25%, dacă... Ești optimist? Da, încă mai respirăm. Eu aș zice chiar mai puțin. Tu ești mai realist, de fapt. Da, ia să vedem ce mai avem pe aici prin comentarii. Cotă 2.20 Craiova marchează și cotă 1.50 la peste 1.5 goluri în meci, ne recomandă Mihai 80. Manchester City sub 3.5 goluri, ne spune și Macovei Cosmin. Rafael 25 ne mulțumește pentru felicitările primite, pentru că a încasat acel bilet cu peste 8.5 cornere. Arătați fraților golul Rapidului. Pe uite, chiar acum este Alexandru golul Rapidului. Zi, te rog, Bogdan. A, nu, e mingea în poartă, dar nu e validat golul. A, nu, e gol. Da? E gol. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Se bucură oltenii. Să vedem, e gol. Unu, hai, că e bine. Păi, da.
Păi ce? Momentan, acum, Andrei, în momentul de față avem pariul câștigător, da. Dacă s-ar opri meciul la... Deci ne-au crescut rezervele de oxigen la 75%. O minge care trece razant cu bara transversală. E, dacă eram 85, aveam, ni se umpleau buteliile complet. Da, hai să mai vedem, uite, să văd și reluarea, că... Da, mingea e atinsă de adversar, ce-i drept. Vine de la adversar? Da, da. Exact. Da, de la albu vine. Da. E, uite că a fost pe fază Feșnic aici și a intervenit foarte bine. Da, da, da. Da, foarte bine a intervenit și... Iată că scorul pe care l-am oferit noi la începutul meciului, acel 1-1, scor corect. Da, e în picioare, din păcate n-am pariat pe el, dar na. Da, cum să vedem ce mai, ce se mai întâmplă. Cum ar fi să nu mai fie niciun corner acum în... următoarele 20 de minute. E, așa să fie. Îmi dai seama că... N-ar, dar nici să mai fie n-ar fi goluri. Rău deloc. Dă gol Craiova, e da? Incredibil. Da. E 2-1. E incredibil. Chiar că e incredibil. Dar frumos, frumoasă faza. Hai să ne da, bucurăm pentru asta. Da, mi se pare gol de portar aici. Uite, aștept să spun. Batten la bara a doua și... Da, destul de ușor învins totuși portarul Rapidului. Da, nu mai, dai că asta e dovada clară că pur și simplu n-aveai cum să anticipezi ce se întâmplă în partida asta. Exact, uite. Da, e incredibil. Da, bine, nu știu, e așa, nu știu, nu, nu, trebuia să se arunce da, da, cumva, da. Dincolo de toate. Să te, să da, faci așa, să adică încerc așa în... încerc eu să scot când stau la fotbal în poartă pe sintetic. Aia spun, un sfert da. de spagat așa care nu și are sensul. Aici trebuie să te arunci, ce să mai, nu, asta e, asta, da, e intervenție de portar da. Amator, asta e, portar de ocazie, cum s-ar spune. Da, șutul n-a fost face. Puternic. Păcat. Da, uite, și tocmai ce da. Ce citisem comentariul cu ponturile oferite de Mihai 80, din păcate n-am mai apucat noi să le pariem. Cotă 2.20 la Craiova marchează și cotă 1.50 la peste 1.5 goluri în meci. Da, păcat. Uite, Tudor Serpeanu zicea în seara aceasta e Manchester United cu Dortmund la Youth League. Kylian Mbappé nu face deplasarea la Nice la meciul de sâmbătă dintre OGC Nice și PSG, ne spunea Dani Lung. Da, uite, asta nu știam, nu știu de ce nu face deplasarea. Chiar n-am idee. Adrian Mutu, văd că e în tribune. Da. Uite, mi-amintesc că s-a tot discutat că ar fi dorit pe banca Rapidului. Da, nu știu ce să mai spun aici. Adică oricum, clar, Mihai Iosif nu... Oh, 3-1. 3-1 Craiova. E incredibil, ce gafe. Da. Ce? Îți dai seama, acum 6 minute era 1-0 pentru Rapid și acum e 3-1. Da, e incredibil așa ceva. De fapt, acum 18 minute era 0-0.
Da, uite, da, da, 72, exact. 74, 77. N-ai dar ce nebunie. N-ai cum să iei 3 goluri în 6 minute. E ireal așa ceva la nivelul acesta. No, Doamne. Dar sunt greșeli așa de curtea școlii. Da. Ce să faci? Da. Ai. N-am prins nimic la acest meci, dar na, cum spuneam și mai devreme, era foarte greu să anticipezi ce se întâmplă în această partidă. Știi că ne zisese cineva mai devreme că se termină 3-3? Da, exact. Am râs atunci, dar... Uite. Să nu rădăie la final. Na, uite cât de aproape este, mă rog. Na, mi-e greu să cred că mai marchează acum Rapid 2 goluri, mai ales că golul marcat a fost tot așa în urma unei uriașe greșeli în defensiva oltenilor. Bine, hai cu 3 plus, zicea George Oprea mai devreme. Golul este valabil, da, ziceau și prietenii noștri. Hai că mai am cele 3 meciuri din Cupa Angliei și mi-a ieșit biletul. Multă, multă baftă îți dorim, Under 7. Daniel Lung zicea offside cât casa. Nu, n-a fost offside acolo la golul marcat de Craiova. Păi, că mingea vine de la, da, adversar. Așa este, am zis eu că vin golurile, ne spune tot Daniel Lung. Îmi ies și cornerele la City, e ziua mea. Da, păi îți ținem pumnii, îți dorim multă baftă, Under 7, să încasezi din această seară. Flavius S. iar a înscris Craiova, spune da, am mai înscris până la urmă de mai multe ori, are deja 3-1 în minutul 79. A intrat și peste 1,5, îmi pare rău că nu am câștigat împreună. Nu e nicio problemă, Rafael 25, ne bucurăm oricum că ați încasat măcar voi, prieteni, chiar este o seară foarte bună dacă ați încasat. Lăsați că recuperăm noi și cu biletul pe care l-am pregătit pentru meciurile care urmează să înceapă acum la ora 10 sau la 10 fără un sfert. Le-a făcut meciul moldovan, da, din păcate pentru biletul nostru moldovan n-a fost în cea mai bună seară. Se termină 3-3, uite, continuă să ne spună Dani Lung. Destul de greu, nu prea mai cred. Da, e adevărat. Da. Acum hai să vedem. Da. Mai sunt 10 minute plus prelungiri. Hai să mai, Andrei, și aș mai paria, dacă tot am pierdut până acum și să încercăm totuși să câștigăm ceva în seara asta, hai să pariem că se mai dă un gol. Păi ia să vedem ce cot avem. Uite, eventual număr total goluri până în 85 peste 4, adică se mai dă un gol, cotă 5.08, adică în 5, dar 4 minute e prea puțin. 2.61 peste 4.5 goluri în meci. Hai să pariem. Măcar. Hai. Ori la bal, ori la spital, adică ori pierdem tot, ori mai ne scoatem pârle alea, cum se spune. Dar lasă că poate recuperăm cu biletul pe care l-am pus. Să sperăm. E gol! Hai mă, e gol! Da? Gol rapid! Da, 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 senzațional! Senzațional! Asta e bine! Și ieșea pe ariușela de cotă 5 și ceva. Incredibil! Incredibil! Și să ies că poate 3-3! Hai să mai... Și ceva, hai să mai pariem că se mai dă un gol, dacă tot a fost așa nebunia. Mamă, dar ce gol! Fua! Extraordinar! Uite, așa am dat și eu un gol odată în curtea liceului, țin minte și acum. Doar că n-aveam plasă, mingea a trecut de linia porții oricum și apoi a venit înapoi. A intrat în teren că
Noi jucam la porțile fără plas. Exact, exact. Wow! Păi în momentul de față, fii atent, Bogdan, că suntem 50-50. Suntem pe minus cu vreo 100 de lei. E rezonabil până la urmă, la ce nebunie de meci a fost. Doamne, incredibil. Deci până în minutul 70 aproape n-a fost nimic. Nu, 60. Până în 60 n-a fost niciun gol și apoi 5 goluri. Senzațional. Da. Da, cine ar fi crezut? Așa e. Da, incredibil. Uite, aștept să văd când vor veni și fazele cu golurile de la această partidă, pentru că dacă au venit 3 goluri în 6 minute, sau da, îți dai seama, da. N-am apucat să le primim, dar vor veni ele cu siguranță. Uite, încă o dată Marian Baja ne salută din Germania. Încă o dată te salutăm și noi, Marian. Îmi puteți spune cât este scorul, că nu știu. Este 3-2 pentru FCU Craiova în minutul 83. Să vină golul de 3-3, trăiască fotbalul, ne spune Dani Lung. Și Gabi Cepoi ne întreabă cine a marcat pentru FCU Craiova. Păi a marcat, știu că odată Byton, sau am mai discutat noi despre asta, Byton parcă e, nu? Sau cum e, Bogdan? Da, în principiu da. Da, așa trebuie să fie, da. Așa, Byton, CDB și Companio a marcat pentru Byton. Mai degrabă ceva de genul, cam cum e și Sale Makers, tot așa. Da, da, da. Super golul marcat, încă o dată vedem, de Kite. Hai să vedem dacă au apărut golurile, da, uite, de FCU Craiova, imediat le vom pune și noi în live, prieteni. Să vi le arătăm. Ia să vedem, gol Craiova, cel marcat de Byton. Bun, hai să vedem, uite, am pus X acum, cotă 7, cotă 7 pe X final, spune și Robi. A, uite, lumea merge. Hai să vedem, hai că nu s-a terminat faza. Nu, da, hai că acum trăim intens, Andrei, până la urmă. Cu toate pariurile pierdute, uite că total nebunia asta din finalul jocului ne-a trezit cumva, ne-a făcut să trăim iarăși cu speranțe jocul. Deși am pierdut așa pariu după pariu, dar apoi în câteva secunde am câștigat unul așa, cât ai clipit în momentul în care ai pariat, s-a dat golul. Da, frumos acel câștig, surprinzător chiar, de repede ne-a ieșit pronosticul, dar din păcate această seară a fost cu adevărat nebună și nu știu dacă se aștepta cineva la așa ceva, poate doar Dani Lung, care ne-a zis 3-3 că se va termina acest meci. Da. Uite ce inspirație pe el, nu știu cum a văzut așa un asemenea final, dar e ceva. Da, niciodată n-aș fi zis că se poate termina acest meci 3-3, dar uite că e aproape să bifeze acel pronostic pe care l-a oferit. Cu siguranță era și o cotă uriașă. N-am apucat să vedem ce cotă era, dar, Craiova.
Dacă iese pronosticul, uite, o să ne și uităm. Să vedem. Dar știi, Bogdan, că au rămas până la urmă 9 cornere. Da, incredibil așa ceva. Bine, nu, acum și dacă mai dă Rapid un gol, nu mai avem da. Mai valabil cu golurile. Da. Oricum. Da. Incredibil. Deci n-a mai fost niciun corner din minutul da. 73-74. În schimb, au mai fost încă 25 de goluri. Da, da, da. Așa e. 3-2 zicea Sergiu, o să vedeți. Da, momentan atât este Sergiu, 3-2. Am pus X, asta ai citit tu, și cotă 7 pe X final, zicea și Ropi. Păi, vă dorim multă baftă, prieteni. Măcar voi să încasați. Dacă la noi nu s-a putut, măcar la voi să vină biletele câștigătoare. Chiar n-ar fi rău un X final. Da, e greu, nu știu, n-au mai făcut pe Rapid să marcheze, de altfel a arătat foarte rău în acest meci Rapidul și este meritată victoria pentru Craiova, adică Rapid a dat gol pe acea neatenție din defensiva oltenilor și pe un șut senzațional reușit de Kite, altfel nimic altceva. Da, e adevărat, da. Nu prea a ajuns la poartă. E adevărat, acum... Să vedem ce se mai întâmplă. Da, oricum e nebunie. Da. A fost până la urmă, uite, repriza asta, ultimele 20 de minute au salvat un meci așa care n-a fost el prea strălucit. A fost chiar da, anos pe alocuri. Dar uite, nebunia asta din final a făcut, nu știu, să ne-a trezit și pe noi așa din așa din letargia asta în care ne-a adus jocul până prin minutul 70, dar acum uite, s-au scris, uite, Cristian Pop 4 deci cotă 40 la 3-3. Hai să vedem ce ne mai rezervă finalul meciului. Și uite, Cristian Pop zicea 4-2 până la urmă. Rafael 25 ne-a ajutat da. Și el cu informația legată de ultimul corner când a fost, da, minutul 67. Uite că, na, poate prindem cornerele alea și nu prindem pariul pe goluri. Da. Ce nebunie, incredibil. Că intrăm imediat și în prelungirile meciului, chiar sunt curios ce se întâmplă. Da. 5 minute, mai sunt... Hai să vedem, poate nimeresc prietenii noștri care au mers pe acel 3-3. 3-3 pe 4-2... Da, noi avem și noi că se mai dă un gol, nu? Așa că... uite, zicea și Adrian Ambaruș, păcat de Rapid, a început bine campionatul. Da, așa este, a început foarte bine campionatul, dar... Na, când ai vreo 10 sau 11 meciuri consecutive fără victorie... E greu să mai faci ceva și totuși uite că în momentul de față Rapid e la 8 puncte în spatele ultimului loc de play-off. Poate dacă ai fi obținut măcar vreo 2-3 victorii în aceste 10 meciuri consecutive fără succes, ai fi putut spera și atunci puteai să zici că îți pare rău. Dar când ai o serie atât de proastă, n-ai ce să faci totuși. Probabil va fi înlocuit Rapid, de la Rapid Mihai Iosif. Vedem că în momentul de față FCU Craiova e la 4 puncte de Rapid, deci are 33 de puncte, Rapid are 37 și
Stau și mă gândesc dacă ar fi venit Napoli mai devreme la FCU Craiova, ce s-ar fi întâmplat, pentru că echipa chiar arată foarte bine, asta spuneam și la începutul partidei, să nu uităm de meciul foarte bun făcut cu FC Botoșani, acea victorie 3-2, să nu uităm de 2-2-ul de la FCSB, la fel această victorie cu Rapid, dacă va fi victorie până la urmă, 3-0 în deplasarea de la Gazmetan Media și iată, Bogdan, vedem că FCU Craiova chiar marchează foarte mult, dacă stau să mă uit acum pe meciurile lor. Da, 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 adică așa au de 5 ori i-au marcat câte cel puțin 2 goluri în meci. Exact, singura excepție e meciul, na, derbiul orașului cu Universitatea Craiova, cel 0-2. Da, oricum, au fost multe, multe momente așa, interesante ale Craiovei. Mi-aduc aminte și de acel joc cu FCSB. Sunt cam obișnuit așa ei cu, cu meciuri de, de acest gen, cu final imprevizibil, da, s-ar spune. Mai erau unele... era și un serial mai de mult, povești cu final neașteptat, cam așa arată și meciurile și meciurile Craiovei în această perioadă a sezonului. Na, acum să vedem ce se mai întâmplă. Hai să vedem aici. Oh, cât de puțin a trecut. Oh, incredibil. Po, da, acum am văzut și eu cât de aproape. Da. Ce meci nebun. Da, 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 hai că uite, mai e un pic de timp să vedem dacă nu e offside, dar e offside. Mai o schimbare, da, cred că s-a terminat cu pariurile în seara asta, Andrei. Da, Bogdan, măcar am avut o repriză secundă extrem, extrem de spectaculoasă pentru noi microbiștii, pentru pariuri. A fost o repriză secundă foarte, foarte spectaculoasă și măcar atât. Dacă n-am încasat, poate cine știe, recuperăm cu pariul pe care l-am plasat. Hai să vi-l arătăm încă o dată, prieteni. Avem așa, Nice Versailles peste 2,5 goluri, Peterborough Manchester City să câștige City peste 2,5 goluri în meci și peste 9,5 cornere și victorie Tottenham în deplasarea de la Middlesbrough. Acesta este biletul pe care l-am pregătit noi. Ce ocazie importantă? A mai fost, nu chiar atât de importantă, dar ia, hai să vedem aici că minutul, da, va fi corner, să vedem. Dacă era corner, acum nebuneam. Uite și ce haldă corner. N-a fost. Uite, ne ziceau prietenii noștri, Clau vine rapid, penalti rapid în prelungiri. Nu cred că mai e timp, Clau. Dacă am gazdele 2 plus, se termină în cele 90 de minute 1-1 și se ajunge în prelungiri și dă gazda 2-1, mi se pune? Nu se pune, under 7. Băieți, vă doresc o seară frumoasă și vă țin pumnii să vă iasă cota 5 din seara aceasta. Mulțumim frumos, Mihai, și multă baftă, Zoristie. Nici de data asta, nu se poate. Tamă, la 3 contra 2, aoleu, companio, serios, erau 3 contra 2, putea să paseze, nu pot să înțeleg. Gata. Da, hai să... uite, cea Clau că se pune, nu? Eu zic că nu se pune. Am dreptate, Bogdan, nu? Ce anume? Dacă ai că marchează gazdele 2 goluri în meci și se termină 1-1 și se intră în prelungiri, nu se mai ia pariul în considerare. În prelungiri, adică... În 120, da. Da, acel pariu nu e valabil în 90 de minute. Așa este.
Așa este, deci mare atenție Under 7, la fel și Clau, nu se mai ia în considerare, doar dacă pariați pe 120 de minute, atât. O seară frumoasă vă doresc, domnii mei, frumos live, mulțumim frumos pentru live, zice și Rafael 25. Mulțumim și noi. Mulțumim și noi, prieteni, cam atât pentru moment. Ne revedem săptămâna viitoare, nu uitați că aveți link-uri în descriere care vă duc către canalele noastre de YouTube. Andrei Dumitru, Bogdan Socol. Mulțumim încă o dată pentru prezență, Bogdan. Da, mulțumesc și eu, Andrei și celor care au fost alături de noi și ne revedem săptămâna viitoare. Bineînțeles. Bun, prieteni, cam atât pentru moment. Multă baftă în continuare cu pariurile. Pe curând. Noapte bună.